Ea și Consiliul de Administrație, așa cum a spus. Eu zic să rămânem la problema de voință de a avea o echipă la nivelul. Și cum se vorbește așa? Iar impactul, și să întrebăm presa, cea care ne-a convocat astăzi. Nu, eu nu dau impactul presei. Să vedem impactul, nu impact desfințări sau renunțări la aplicarea fotbalistică în municipiul Focșani. Suntem de acord cu toții că suntem în 20 august, campionatul începe pe data de 28. Deci mai sunt 8 zile în care n-ar trebui să ne mai pierdem discuții sterile și să fim conștienți toți că primăria nu are în acest moment bani să începem campionatul. Cine are puterea să adune și să convoace în 2-3 zile și nu mai mult agenți economici dispuși să facă parte din acest Consiliul de Administrație, sau ei, sau reprezentanții lor. Să vină cu bani, să putem începe campionatul, să îndeplinim acele minime reguli de contract de jucători, afiliere și așa mai departe, acei oameni și acel Consiliu de Administrație să fie de acord și să numească conducerea clubului CSM Focșani, club privat, cu președinte, cu director, cu organizator de competiții, contabil și tot ce înseamnă structură care să asigure transparență și cheltuirea banilor oamenilor ăia cu eficiență și cu transparență. Timpul este foarte scurt. Mai am rugăminte să vorbim și de aia cred că ne-ați convocat de CSM Focșani. Ce se întâmplă cu activitatea la nivelul CSM 2007 să fie obiectul unei alte analize al Consiliului Local, alte ședințe, aia sunt bani care pleacă din bugetul primăriei pentru cele 9 sedi. Acolo să vedem criterii de performanță, să fie o altă ședință al Consiliului Local, o altă analiză, să vedem ce mai ținem, ce mai finanțăm. Acum să vedem ce facem cu ce ținem focșat. A zis cineva, sau suntem cu toții de acord că fără implicarea și a Consiliului Județean nu ne putem mișca? Și nu putem începe activitatea asta, cine poate să contacteze Consiliul Județean să ne susțină sau nu în acest demers? Consiliul Județean nu face niciun pas. Aș părerea cu dumneavoastră că fără implicarea Consiliului Județean nu avem cum să susținem și implicarea din punct de vedere al contactării oamenilor și de a coagulării oamenilor de afaceri. Am discutat cu președintele Consiliului Județean și mi-a spus că este de acord să susțină acest club în condițiile în care, într-adevăr, vom impune aceste criterii de performanță. Perfect. Da. Vorbeați de conducerea clubului. Nu sunt discuții sterile. 1. Activitatea fotbalistică nu poate fi finanțată și privită într-un context separat față de activitatea celorlalte de sport. Pentru că banii sunt tot de la primăria Focșani. Da? Tot din aceeași mare fond. 2. Nu știu de ce am avea nevoie de președinte al clubului, directorul al clubului, în condiții în care avem un președinte al Consiliului de Administrație și în condiții în care acest Consiliu de Administrație nu gestionează decât o secție, fotbal. Da. Da, am avut aceeași discuție cu domnul președinte și am convenit că nu e nevoie de președinte al clubului și de director al clubului. E nevoie de delegat, care este unul, se ocupă de partea lui ce are de făcut. Dar avem un Consiliu de Administrație, avem un președinte al acestui club. N-am nevoie de președinte al clubului de fotbal, că nu este decât un club la acest club de fotbal. Deci nu avem de ce să avem cum multe funcții, deci nu o să spătim doar mult de treabă. Dar astea sunt discuții deja de amănunt, așa cum a spus. Problema se pune astăzi și nu cred că putem avea un răspuns decât de principiu, dacă finanțăm fotbalul până astfel la România și toți suntem de acord că da, dar în ce condiții? Impunem criterii de performanță, impunem un consiliu sau cerem un consiliu de administrație care să-și asume niște criterii de performanță și îi dă bani. Simplu. Doamna directoră, în schimb, îmi supă că procedura asta prin care noi trebuie să dăm bani durează mult. Sau chiar mai mult. Trei luni, da? Deci, iată că avem, de fapt, asta este problema cea mai mare. 1. Nu avem acest consiliu de administrație care să-și asume criterii de performanță. 2. Chiar dacă l-avem mâine, nu cred că putem să dăm bani până în cercan final. Și acum, nu știu, vreau să trebuie să ne spuneți câți bani trebuie când începeți campionatul și ce bani trebuie să îndeplinească. Să puteți participa.
Să începem. Da, să începeți, doar atât, ca să putem să ne facem pe documentele în perioada de etape, nu știu, dacă ar dura o lună, să spunem, septembrie să treacă, 4 etape. 400 de milioane. Am făcut un calcul 610 milioane pe luna septembrie. Bun, am văzut și eu calcul ăla cu vreo 50 de milioane pe luna la bază și mai departe. Alea o să mai pot rezolva la ambulanță, nu 50 de milioane. Deci trebuie să intrăm să ne uităm. Asta e rolul consiliului, să nu trebuie să intrăm noi. Dar nu trebuie să fie cu 5 milioane și jumătate pe mers. Poate să fie cu 1 milion, da? Astea sunt niște condiții pe care trebuie să discutăm, dar asta e rolul consiliului administrației. Nu trebuie să facem noi consilieri, că noi avem alte probleme. De asta avem un consiliu de administrație care se poate să-și intre în pâine și să vină să ne explice ce e acolo. Și cum își propune el să-și facă activitate. Pentru că noi avem... Avem un regulament aprobat și care l-am uitat, este în vigoare și acum. Privind procedura de prezentare a proiectelor de selectare, trebuie constituită în consiliul local doar comisia care va selecta proiectele care vor fi finanțate, după care urmează să fie aprobat în Consiliul Local. Trebuie stabilită o dată când va avea loc depunerea și selecția acestor proiecte. Pot depune orice club sportiv de drept privat din orice domeniu de activitate, în orice ramură de activitate, dar mai înainte de toate, prin hotărârea Consiliului Local, trebuie aprobat un plan a finanțărilor rambursale, adică suma totală, să zicem că plan financiar, adică plan prin buget. Un plan de, să zicem că până la sfârșitul anului, 2 miliarde. Da. 2 miliarde, care se vor prezenta 10 cluburi sportive. Comisia va nota, pentru că e un punctaj de aplicare, de documentație pe care prezintă. Și, bineînțeles, revin la faptul că clubul trebuie să-și prezinte și ținta spre care, da? Indicatorii de performanță, deci ținta până la sfârșitul turnului, să zicem, în cazul lor, pentru că știu cum sunt ăsta, se vor situa pe primele 7 ani. Iertați-mă, comandul poate fi un plan pe 5 ani? Nu. Fondurile rambursabile se acordă anual. La început, când se aprobă bugetul local, se aprobă acest plan. Noi l-am aprobat în ultimii 3 ani, datorită crizei financiare. Da. De exemplu, în planul viitor se poate aproba un astfel de plan dată cu aprobarea bugetului local. Mai mult decât asta, nu numai să... Asta e greu anul ăsta. Da, e greu anul ăsta. Nu neapărat pe activitate numai de sport. Noi am finanțat și pe social, și pe educație, și pe cultură, pe religie, și pe activitate sportivă. Adevărat, bugetul nostru nu este atât de mare ca cel de la Bacău. Mi-a dat niște indicații, m-am uitat și am văzut că planul acesta anual de fonduri rambursabile este foarte mare, dar și bugetul lor este suficient de mare. Deci eu garantez că pentru anul viitor vom avea în vedere prinderea unor sume, dar nu de maniera sutelor de miliarde sau zecilor de miliarde de lei, în așa fel încât să putem oferi posibilitatea tuturor cluburilor să acceseze, pentru că acum, în discuția dumneavoastră, ați vorbit despre seniori, dar sunt cluburi de fotbal, dacă mă refer la fotbal, care au juniori. Nu e numai CSM-ul. Văd pe domnul... Au și dumnealor Juventusul. Deci mai sunt și altele europene, deci pot participa mai mulți și în funcție de punctajul pe care îl vor avea și că vor demonstra că vor veni cu mai mulți bani, deci asta este un criteriu, dacă apropo ce spunea, este minim 10%, dar dacă vine cu 50% punctajul va fi mai mare și atunci va beneficia de bani și se vor da în funcția fondului aprobat până la epuizarea lui. Se pot ține mai multe date de selecție, sesiuni, să zicem așa.